telefonul. Am spus și colegilor, puțin mai devreme, că dispare un adevărat om politic, un adevărat liberal, un adevărat lojdean, un foarte bun comun. România pierde astăzi unul dintre cei mai destulnici oameni politici, unul dintre cei mai glumeți oameni politici și prahovenii și creștenii o să-l păstreze în adâncul inimii, cred că până la terminarea vieții noastre. Și sunt convinsă că dincolo, în cealaltă lume, lumea veșnică, va avea grijă în continuare de poporul român, așa cum a făcut în toată cariera. Suntem alături de familie și de doamna Chintu și de Răzvan Chintu și sper ca cei care și el vor aminti pe domnul Chintu să-l vor vedea cum scria epigrame și cum încerca de fiecare dată să pună punctul pe ei. Este extrem de important ca în viață să fii realist. A fost un om extrem de echilibrat și extrem de